În Prahova, un tânăr a fost trimis în judecată după ce a reușit să cheltuiască peste 100.000 de lei folosind un card și un cont care nu-i aparțineau. Individul susține că ar fi găsit cardul într-o casă pe care tocmai o cumpărase și a crezut că este un cadou din partea fostului proprietar. Polițiștii au aflat însă că suspectul de 26 de ani a avut o vreme acces la lucrurile celui care i-a vândut imobilul și care imprudent și-a lăsat acolo și cardul. Casa scoase la vânzare de Adrian Răchiță, un tânăr din Boldești-Scăieni, Prahova, aflat în divorț, și-a găsit repede cumpărător. El a primit 27.500 de lire sterline, iar restul până la 67.000 de lire fostei soții. Banii au fost virați într-un cont pentru care banca i-a oferit fostului proprietar și un card. Însă acesta a dus cardul acasă fără să deschidă plicul în care se afla și codul PIN. Ghinionul lui a fost că l-a rugat pe noul proprietar, Albert Mihăilescu, să-și mai lase o parte din lucruri până își va găsi o locuință. Cardul l-am pus într-un birou în care aveam toate actele. Din păcate avea și PIN. Bărbatul i-a lăsat noului proprietar și o cheie, cu toate că nu își luase încă lucrurile din casă. Peste câteva zile a aflat că mai avea doar câteva mii de lei în cont. Și fosta lui soție a rămas fără bani, după ce tânărul a prezentat la bancă o împuternicire falsă și s-a dat drept nepotul femeii. Duminică, după masă, până luni dimineață, când am făcut blocarea cardului, 21 de tranzacții, în special aur, cumpărând aur de 70.000-80.000 de roni aur. Modul de operare în acest caz a constat în folosirea unor acte de identitate falsificate, a unor înscrisuri și instrumente oficiale falsificate. Până să meargă la poliție, Adrian Răchiță a făcut propria anchetă. Pot să returnez obiectele, pierderile o să le pot. Eu am avut acolo 27.500.000 de lire. Aia trebuie să fie în câteva ore la loc. Însă bietul om nu a mai văzut niciun leu. Tânărul de 26 de ani, suspectat de furt, le-a spus senin anchetatorilor că, de fapt, cardul i-a fost oferit în schimbul unor favoruri sexuale. Acesta a arătat că acel card i-a fost înmânat pentru a-și cumpăra diverse bunuri pentru el, considerând că e posibil să aibă o relație cu partea vătămată. Absolvent al facultății de drept și pasionat de IT, tânărul care i-a lăsat fără bani pe cei doi a mai avut probleme cu poliția. În cazul ultimelor acuzații, a fost trimis în judecată.